O femeie de 21 de ani, mama doi copii, a fost reținută sub acuzația de omor. Potrivit procurorilor, tânăra și-a înjunghiat mortal soțul, a șters toate urmele, apoi a alertat autoritățile că acesta s-a sinucis. Crima s-a produs miercuri seara în localitatea Trohan din comuna Vasluiană, Gârceni. Puțin după ora 20, o femeie a sunat la 112 și a cerut ajutor, afirmând că soțul ei s-a înjunghiat cu un cuțit și se află în stare gravă. La fața locului a fost dirijat un echipaj SMURD, cadrele medicale găsind bărbatul în stop cardiorespirator. Mai bine de o oră au încercat medicii să salveze victima, însă manevrele de resuscitare au fost fără răspuns, medicii fiind nevoiți să declare decesul. Existând suspiciuni în legătură cu leziunile pe care bărbatul le prezenta la nivelul toracelui, ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, potrivit site-ului Libertatea. Conflictul dintre cei doi s-a iscat după ce bărbatul de 28 de ani a ajuns seara acasă și a reproșat soției că nu l-a îngrijit pe copilul cel mic cât timp el a fost plecat. La rândul ei, aceasta a fost examinată și ea de medicii legiști, deoarece prezenta urme de violență pe corp. Procurorii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Vaslui în legătură cu situația celor doi frați rămași fără niciunul dintre părinți. După comiterea crimei, ei au fost luați în grijă de bunicii paterni.